orice lucru pe care îl repet suficient de mult timp, care fie aduce plăcere, fie evită durere, creierul nostru are inclinația să-l transforme în comportament reflex. Și te dau un exemplu foarte simplu pentru cei care ne privesc sau ne ascultă. Dacă eu, când eram la birou și trăiam stres, na, Ieșeam, poate mă duceam până jos la cafe, cafetărie sau ce aveam să iau o cafea, sau poate mă duceam un pic pe balcon pentru fumător, poate ieșeau să fumeze. Acum, acasă, ceva ce e foarte prezent e că mulți oameni se reglează emoțional mâncând. E o, e o chestie super simplă și explicabilă. În momentul în care trăim stres, la noi crește nivelul a doi hormoni de stres, cortizol și adrenalină, care dau agitație interioară, dau o formă de tensiune sau agitație interioară pe care noi psihologic o resimțim câteodată drept frică, anxietate, agitație, zona asta. E, e o relație invers proporțională între cortizol, adrenalină și dopamină. Dopamina e un hormon care se mobilizează în momentul în care creierul nostru vede mediu lucruri bune pentru supraviețuire, cum ar fi o cafeluță sau cum ar fi o, un lucru de mâncat. Și atunci când simțim stres, dacă suntem acasă, cel mai simplu mod să te reglezi emoțional e să mănânci. Dă -ne, chiar, dă-ne un pont acum, că știu că îți iau din treaba păi... ta... Din mai arhite, dar nu, un cu mare drag, cu mare drag. Uh, specific la problema asta, ideea e să înțelegem cum arată arhitectura unui obicei și să conștientizăm că la noi, undeva spre 90% din ce trăim cotidian, pe măsuratele sunt obiceiuri automatizate. Obiceiurile au următoare arhitectură. În prima dată trebuie să apară un declanșator. Declanșator, în cazul ăsta, poate să fie sentimentul de. faptul că am mail-uri. Văd din boxul plin acasă, e plin de mailuri și apare apar cortizol adrenalină, apare agitație. Apare după aia un craving, o poftă sau o răvnire și răvnirea e să mă liniștesc. După care apare rutina pe care o pui în mișcare. Rutina, în cazul meu, eu fiind mare fan cafea, e să beau cafea, de exemplu, și mă observ la birou. Mă observ în chestia asta. Îmi fac una când ajung la birou să intru într-o stare, după care când, dacă am o zi tensionată, mai fac încă una, încă una apare rutina și pasul 4 care instalează obiceiul recompensa. Am consumat, mi-a crescut nivelul de dopamină, mi-a scăzut nivelul de stres. Și dacă chestia asta se repetă, după aia povestea e următoarea. Apare declanșatorul, respectiv starea aia de stres din cauza mailurilor, apare comportamentul reflex în timp mâna după cafea sau după biscuiți sau după ceva. Și acum, care poate să fie utilitatea practică a informației este? În primul rând să avem mare grijă ce automatizăm. Adică e mult mai ușor să nu instalezi un obicei nasol decât să-l suprascrii după aia. Dar dacă totuși l-am instalat, că sunt mulți oameni care, iată, poate că fără să vreau au ajuns să aibă rutine sau obiceiuri care le fac rău, ce poți să faci e, e foarte complicat să anulezi un obicei. Este un aspect care ține de cum funcționează creierul nostru. Creierul nostru nu prea uită lucruri, dar poate să suprascrie. Și atunci, dacă eu mă normal întindeam mâna după cola sau după, nu știu, cafea sau după biscuiți sau lucruri care nu îmi fac neapărat bine, pot să înlocuiesc lucru pe care îl consum cu ceva mult mai sănătos, cum ar fi ceai sau cum ar fi cafea cu lapte de orez. Dacă am intoleranță la lactoză, deci să păstrez declanșatorul și rutina, că să mă opun va presupune un consum de energie foarte mare și să înlocuiesc ce consum cu ceva de la ceva care îmi face rău la ceva ce îmi face potențial bine, cum ar fi de pildă să consum niște apă. Interviul de 10 cu Cătălin Striblea la Europa FM.